Preasfințite Părinte Episcop, suntem în anul 2013, an care marchează împlinirea a 65 de ani de la desființarea Bisericii Greco-Catolice. Au existat atunci, în 1948, niște acțiuni formale, informale și niște acte legislative care au culminat cu desființarea Bisericii Greco-Catolice și intrarea, spun mai mult decât o metaforă, într-o peregrinare prin deșert care a durat mai bine de aproape jumătate de secol. Cum ați putea defini acest drum parcurs în egală măsură de cler, de credincioși, în contextul în care în acea epocă și mulți ani după aceea era greu de prevăzut o atingere a unui tărâm al făgăduinței care să însemne libertate de funcționare și de exprimare a unei biserici românești? Evenimentele care au determinat intrarea în persecuție și într-o lungă perioadă de clandestinătate a Bisericii Române Unite au fost începutul unui drum al crucii pe care Biserica, de altfel și în alte timpuri, îl face convinsă că niciodată nu poate fi singură în aceste clipe. A fost un drum greu, a fost o adevărată trecere prin deșert și n-a fost gândită rezistența interioară acestei biserici pentru făgăduința strictă a unei libertăți în societatea umană, ci a fost în primul rând un parcurs cu Hristos cel răstignit care, dincolo de istoria aceasta cronologică, oferea garanția câștigării împărăției. Desigur, din perspectivă umană, a fost o etapă foarte grea. Odată pentru că, cel puțin în anii de început, s-a sperat că nu va dura mult această încercare. Conjuncturile politice, cele două lumi care se înfruntau în timpul războiului rece, au arătat ulterior că perioada va dura. Cu toate acestea, cei care au reușit din harul lui Dumnezeu să facă rezistență au știut că nu trebuie să se mărginească la un simț al istoriei imanente. Și rezistența lor a fost cu putință tocmai pentru că au continuat să trăiască ceea ce, spune Sfântul Pavel, îl motiva pe însuși Fiul lui Dumnezeu coborât între noi. Adică această disponibilitate de a trăi din îndurarea lui Dumnezeu, de a da mărturie de fidelitate pentru niște valori care sunt mai presus de interesele perisabile ale momentului și au oferit această garanție nu numai pentru comunitatea de greco-catolici români, ci au știut și au fost ferm convinși că mărturia lor pentru cinste și pentru adevăr într-o bună zi va fi în favorul întregii nații române. Credeți că dacă în România puterea politică ar fi fost mai puțin sovietizată, vorbim despre anii 50 până la în primii ani ai anilor 60, dacă ar fi fost mai puțin sovietizată, ar fi existat mai multe șanse pentru ca greco-catolicii să se poată exprima în alt fel și să nu existe doar în clandestinitate? Nu cred că ar fi fost în acel moment posibil ca regimul comunist să aibă veleități democratice. Chiar dacă, într-un fel, comunismul rămâne în conștiințe prin faptul că imprimă un anumit stil de viață și de mentalitate, la ora respectivă era imposibil să aibă această disponibilitate în respectul altor realități decât ceea ce îi servea interesele. Ori, într-adevăr, cum spuneți, documentele o atestă, evenimentele suprimării Bisericii Greco-Catolice din România au fost inspirate de această tentativă de unire forțată a sovieticilor petrecută în Ucraina, dar care a fost făcută în stilul românesc,
Și asta documentele o atestă cu foarte multă precizie. Și la vremea respectivă, când comunismul făcea caz de acest ateism funciar, nu structural, nu, se trăia, aș putea spune, un paradoxal umor al celui care, ateu fiind, face propagandă unei confesiuni care, pentru moment, părea să slujească mai ușor interesele generale a acestui regim. Mă explic, din punctul acesta de vedere, o biserică ortodoxă putea fi mult mai ușor controlată și a fost controlată pentru că s-au găsit câteva personaje dispuse să dea această aură teologică unui act de brutalitate care, repet, a fost inspirat de Moscova și care a fost pus în aplicare imediat de regimul comunist. Preasfințite Părinte, ne aflăm într-un spațiu simbolic. Spun lucrul acesta pentru că în anul de grație 2013 a fost beatificat fericitul Vladimir Ghica într-o ceremonie solemnă la București. Iar fericitul Vladimir Ghica, monseniorul Vladimir Ghica, de aici, din biserica de pe strada Polonă, mărturisea credința și în mărturia lui găsim și pasaje în care povestește despre faptul cum își aducea din stradă credincioși pe care îi cunoștea după grai că fac parte din biserica greco-catolică și că sunt de origine transilvan. Ați vorbit despre suferință, iar suferința este un leitmotiv al peregrinării despre care aminteam la început. Cât de importantă este suferința pentru o instituție divino-umană, pentru membrii ei și cum poate fi făcută o evaluare a parcursului Bisericii Greco-Catolice în istoria destul de contorsionată a neamului românesc? Vedeți, cineva spunea că suferința e o lentilă care ne permite să vedem realitatea acestei vieți prin ochii lui Dumnezeu. Și pentru că lucrurile cu adevărat de valoare nu își primesc sigiliu sau pecetea decât în viața de apoi, această lentilă a încercării, a suferinței, ne arată până într-un punct nivelul la care ne situăm. Nu numai în ochii lui Dumnezeu și a semenilor, dar în primul rând în fața propriei noastre conștiințe. Ori suferința de cele mai multe ori indică acea convingere interioară că dragostea adevărată aduce în mod obligatoriu ființa umană și la ceasul suferinței. Spuneați că, într-adevăr, locul acesta e un loc plin de semnificație, în primul rând pentru că e un loc de rugăciune, dedicat lui Dumnezeu, a fost sfințit nu numai de rugăciunea care consacră în mod normal un lăcaș de cult, dar a fost consacrat și de rugăciunea acelor suflete care au venit aici să se roage, să îl facă părtaș pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel viu și adevărat, de suferințele, de speranțele lor, de bucuriile lor și, în sensul acesta, atașamentul față de încercare le aducea prospețimea unei asemănări de profundă valoare teologică. Nu putem intra în bucuria Împărăției lui Dumnezeu fără să ne asemănăm măcar în parte cu dragostea profundă pe care Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat-o urcat fiind sus pe lemnul crucii. De aceea, vedeți, dincolo de fatalitatea istoriei sau chiar și de absurdul acesta al suferinței, nu? Pentru fiecare om care a trecut încercarea, a trecut anii grei de suferință, de persecuție, nu? Rămâne această bucurie a speranței care nu face ca viața să se sfârșească aici și din fiecare greutate pe care ziua o aduce, răspândește peste fiecare totodată și acea parte din harul și ajutorul lui Dumnezeu, fără de care nimeni n-ar putea să continue.